Și el este un fel de medic. Nu tratează nici cu medicamente sau nu are nevoie de alte instrumente decât pianul. Apropo, este unul dintre tinerii care pe rețelele de socializare promovează intens muzica clasică și este cel care, cel puțin weekendul trecut, a reușit să adune o sală întreagă. Sold out a fost concertul pe Întuneric în ajun de Dragobete. Nu este la prima încercare de a convinge oamenii să își închidă ochii și să se teleporteze în gândurile lor. Merge cu pianul și prin țară, face parte din multe proiecte sociale și mai nou a început pe Facebook să coaguleze un grup prin care cei care nu mai au nevoie de obiecte să le doneze, cei care au nevoie de obiecte să le ia, astfel încât să nu avem așa de mult consumerism și să avem mai puține deșeuri și mai mulți oameni fericiți. El reușește să facă oamenii fericiți prin muzică și prin activitățile sale social media. Marcel Lazar, unul dintre tinerii pe care eu mă bucur că s-au întors acasă. Bună! Mă rog, bine ai... Bine te-am găsit! Și bine ai venit acasă, pentru că atunci când ți-ai pus tu întâi pe canapea ne așezăm, după care o să ne cânti și la pian, atunci când te-ai întors acasă și cei din băi, dar sunteți norocoși că s-a întors băiatul ăsta acasă. De ce te-ai întors acasă? De ce m-am întors acasă? Bună întrebare și cred că răspunsul mi l-a dat alt prieten. Am un prieten designer care a făcut studiile la Milano și l-am întrebat, zic, Danu, tu de ce te-ai întors acasă? El tot s-a întors. Și el s-a întors acasă, da, și încearcă și el să facă niște proiecte aici și îmi zice că aici, acolo nu mă simțeam pentru oamenii mei. Nu mă simțeam în largul meu, simțeam că cât de mult n-aș fi vorbit limba italiană și cât de mult nu m-aș fi integrat, oricum simțeam că nu sunt acasă. Și eu am trăit în ultimii ani în trei orașe, două dintre ele fiind românești, adică Cluj și București, și acolo mă simt acasă, cumva, dar sunt niște detalii, sunt niște finețuri așa mici pe care le simți acasă și nu le simți în altă parte. Dar să vedem. Eu m-am întors acum, dar e a doua tentativă, că am încercat să mă mai întorc o dată acasă, acum 3 ani. Am stat un an și am plecat. Și acum să văd cât o să stau de data asta. Cât reziști? Cât ești susținut? Pentru că contează foarte mult dacă ceea ce faci tu este primit de către oameni. Exact. Și ceea ce ai făcut tu, cel puțin în weekendul care a trecut, chiar a fost primit sold out la un concert de muzică clasică. Da. Și cum ai observat și tu, publicul erau tineri, cei care de obicei nu prea merg la sala cu orgă să asculte muzică clasică, să închide ochii și să plece pe alt stărâm. Da. Știi că asta e o parte frumoasă la noi, într-adevăr. Concerte sold out sunt și în vest. Concerte sold out cu 2-3 luni înainte. La noi, eu cred că pentru noi asta e o performanță. Eu nu știu când în istoria recentă a Republicii Moldova s-au vândut toate biletele, doar promovare online, cu 3 zile înainte de concert. E ceva nou. În schimb, la concertele din vest, același Berlin, aceeași Londra, Paris, publicul e foarte îmbătrânit. Și aici văd speranța la noi că noi avem ocazia poate să creștem, să crească o nouă generație de tineri educați, cultivați, cu bun simț, cu simț estetic, cu finețuri, știi, în suflet. A, îți place ții cuvântul. Da. Hai să vedem și câteva imagini. Nu știu de la concertul ăsta dacă avem imagini, pentru că în tot concertul, cel puțin, eu am văzut numai o lampă mică la pianul lui. Da. În rest, întuneric, mă rog, și niște lumânări așa pentru ambianță. Acolo în smoking, aici în pullover de la Second.
Sau nu e de la Second? Nu este de la Second. Dar te îmbraci de la Second? Pulover colorat, da, da. Te îmbraci de la Second. Mă îmbrac de la Second. Pentru că asta încerci și să promovezi. Tare mă bucur când ai început chestia asta pe Facebook. Grupul oamenilor care atunci când nu mai au nevoie de un obiect îl donează. Da, exact, exact. Cum ți-a apărut ideea? Spui că și eu apreciez asta la tine. Chestia asta chiar e reciproc, să știi. Aici vibrăm la fel. Cum a apărut ideea? Foarte simplu. Există un grup asemănător în București cu câțiva mii de membri în care se donează... Același principiu. Principiul este un principiu mondial, de fapt, free cycle, adică a porni un ciclu liber în care lucrurile nu se opresc, dar merg într-una. Și când am dat să văd în Chișinău dacă este un grup free cycle, nu era. Și am zis, ia să vedem ce se întâmplă. Și îmi place foarte tare că e o comunitate, s-a strâns o comunitate, deja e un macro sătuc. Câți? Acolo, suntem vreo 7.000 deja. 7.000 de oameni. Da, în mai puțin de două luni, sunt vreo 7.000 de oameni. Și am pus niște reguli foarte simple în care să nu se ceară lucruri, să nu se vorbească urât, să vorbească respectuos. Și oamenii când văd că cineva vorbește urât sau când văd că cineva postează ce nu-i trebuie, raportează repede și se șterge postarea și e un grup, într-adevăr, care funcționează foarte bine. Cât cântărești în pian? În medic, pe care îl târâiți voi așa des? Pe care îl târim noi, cântărești vreo 80 de kilograme. Aha. Nici sală. La sală te duci, nu? Aș vrea, aș vrea. Da, dacă ai pian, ce strepții sală. Da. Ai un pod foarte frumos. De fapt, trăiești în pod. Da. Dar nu în pod, într-o mansardă frumoasă, cu covor de la bunica pe jos. Ai postat o poză postare în care ai spus că oferi lecții de pian. Da, da. Și e nevoie, o faci asta pentru că, știi că e nevoie nu. Să te întreții, să plătești chirii și una și alta. Cum le zic elevilor care vin, că au venit deja câteva elevi, și le-am zis că nu fac asta din punct de vedere financiar, fiindcă nu sunt orele atât de scumpe și cred că aș putea să fac bani cu altceva, dar fac asta pentru o dragoste pentru ce fac eu. Știi? În primul rând, fiindcă, cum zicea un profesor de la Cluj, dacă nu reușești să crești un pianist bun, atunci ai ocazia să crești un ascultător bun. Și noi la ore vorbim, am și doi elevi, o fetiță și un băiat de 11 ani, care povestim ce trebuie să cânte, de ce ei vin și îmi spună, uite, vreau să cânt piesa asta de pe YouTube cu 3 miliarde de vizualizări. Păi da, și eu le spun... tu le tai pofta, tu nu înveți Adele. Nu. Mi-am arătat o piesă de Alan Walker sau ceva de genul, și care a învățat-o așa de piesă, și am spus, da, asta e fain, dar hai să arăt ceva de Ligeti. De Gheorg Ligeti, un compozitor maghiar, că el spune, că muzica clasică, foarte mulți cred că muzica clasică se termină la Beethoven sau la Chopin, gata. Muzica clasică, asta înseamnă stăm și ne uităm și acolo e așa ceva, cip-cirip, cip-cirip. Muzica clasică este care pur și simplu îți rupe tot pe dinăuntru sau poți să dansezi nebunește sau poți să ai niște stări așa de euforie, orgasm, de orgasm. Micro-orgasm, pentru că în postarea lui de după eveniment, el cumva asta a povestit că, uite, cineva s-a simțit așa și vreo două, trei fete au avut microorgasm. Ionel Hadăr că te întreba, păi și fel de microorgasm, ori este, ori nu este. Chiar, știi, că chiar asta s-a întâmplat. Când am ieșit atunci în foaie, erau câteva persoane care mi-au zis, erau două domnișoare care mi-au zis în rusă, vrem să facem poze cu tine, și am zis, pa, mulțumesc, cum vi s-a părut concertul? Noi am avut mini-orgasm. Și eu cumva m-am zis că asta e foarte fain. Da? Adică muzica clasică creează mini-orgasme. Ești bărbatul strâmbat. Exact, adică nu știi ce altă... Mergi la concerte. Mergi la concerte, exact. Și mai ales iarăși întuneric. Adică... Da. Ei, dar nu vă gândesc pe întuneric, puteți să faceți... Nu! Pur și simplu muzica te duce așa pe niște ritmuri. Da. Și e foarte important, pentru că cel puțin o oră noi stăm fără telefon, conectați doar cu noi, cu gândurile noastre, cu stările noastre, cu corpul nostru. Eu asta am luat-o ca pe meditație și vreau să-ți mulțumesc, pentru că, într-un fel, le-ai oferit oamenilor timp pentru comunicarea cu ei. Tu cum te-ai simțit? Păi, bine, pentru asta zic. M-am simțit pentru că am avut timp, am mai gândit, am mai analizat... Lucrurile tale, da, nu? Da. Adică e timp pentru meditație, pentru călătorie pentru în interior. Tine, exact. Hai să acum să le dăm celor de acasă o călătorie în interior, că nu toți pot să vină în Chișinău la concert. Nu toți pot să vină la... Da. Da. Eu am început, dacă ții minte, nu știu dacă ai ajuns înainte de 6.
Fiindcă am auzit unii veneseră și mai târziu, un pic, unii întârziasă. Eram la fără 15 ani. Foarte bine, bravo. Așa se vine la concert, da, luați exemple. Ai venit, ai... Dar știi care era culmea? Că erau întârziați, erau pe întuneric. Și când bravo, exact, așa ea, nu se găsească exact. Numărul. Exact, ăsta a fost și scopul, să le spunem că veniți la timp. Cred că ai reușit să bei și un pahar de vin. Nu, se servea în plastic. Se servea în plastic, îmi pare rău. Trebuia să vin cu paharul meu de casă, trebuie, e problema mea. Da. Aha, da, da, trebuia din sticlu să iei. M-am gândit, ce să zic cu lumea? Da. Și la asta m-am gândit. Și eu am zis că la concertul ăsta vreau să intru direct în așa glonte pe scenă și să încep să cânt. Secțiune din preludiu și fuga de Bach, care, uite, dacă tot am ajuns la teme de orgasm, preludiu înseamnă și în muzică o parte de pregătire. Exact. E ceva care vine înainte, că după asta vine fuga, care este meditativă, cum ai spus tu, știi? Mm-hmm. Și ai patru voci. Imaginează-ți un cor într-o biserică, niște bărbați, niște femei și cântă... Ai cântat în biserică? În bisericile catolice, da, ai cântat? Da, am cântat într-o biserică luterană. Sau un luterană. Evanghelist. Sau anglican era, nu mai știu, la București. Am cântat la orgă chiar, știi? Și fuga începe, știi, așa foarte... Toate astea se întâmplă și... sau, de exemplu, din Brahms, din sonata de Brahms, acolo chiar scrie, scrie Nachhainem Altendeutschen Lied, după un lied vechi german, după cântec german, și acolo scriu chiar versurile. Brahms a scris versurile. Ai scris și poezie. Ai scris și poezia sub cuvinte. Și... Mă, dar memorie bună, atâtea lucruri să-ți minte. Da, nu, acum nu pot să-ți minte versurile în germană, dar era ceva despre lună care și era... Asta e trubadurul, care cânt undeva singur într-o pădure, și după asta îl acompaniază corul de privighetori, știi, sau de... Omul ăsta trăiește prin muzică. Știi, și o poveste întreagă, după asta se dezvoltă. Păi, dar tu ești nebun după muzică. Asta zic, asta încerc să conving eu, că asta îți provoacă niște orgasme mult mai puternici decât poate să o facă, poate Metallica, poate un show de mega pop, poate ceva, adică când intri într-un Shostakovich, când îți dă un Shostakovich o simfonie de aia Leningrad, unde vezi, simți oștile cum vin spre tine într-o sală de concert, unde cântă 100 de oameni, nu mai ai nevoie de altceva, nu mai ai nevoie. Și ești, fuge, nu mă război, nu-mi trebuiește război. Da, există așa o, foarte scurt o povestioară în care Natalia Gutman cântă într-un concert o piesă foarte faină, apoi la bis cântă ceva de Shostakovich. Piesa dinainte era foarte veselă și oamenii așa bine dispuși, wow, ce concert fain a fost, adică asta erau, radiau de bucurie. Apoi ea la bis a cântat Shostakovich și oamenii s-au ridicat de acolo așa înspăimântați, știi? Înspăimântați și asta e partea faină, că muzica asta are un efect. Ea nu te lasă indiferent, știi? Nu este... Creează! Ei, dar de asta avem nevoie la grădiniți, pentru fără de asta nu putem să cântăm câte cele pentru copii. Da, nu putem să bem, corect. Nu era altceva. Ei, ai zis tu de băut, eu vreau să zic de mâncare. Mersi tare mult pentru că ai venit.